Hei, prieteni, și bun găsit la un nou episod de FIFA Mobile. Hai să vedem ce vom face în episodul ăsta. Pușcă un meci cu, din câte știu eu, vom juca cu Irlanda de Nord. Jucăm cu Irlanda de Nord. Dacă câștigăm, am câștigat și titlul, nicio problemă, oricum. Și dacă facem egal, trebuie doar să mai câștigăm cu Suedia sau cu Argentina. Chiar că sunt meciuri grele. Dacă facem egal, trebuie să facem egal măcar numai dintre ele. Stancu, short trece, Stancu, pasez cu jucărel. Ah, mă gorbă. Ah, pe mă gorbă. E mă gorbă. Nu să zice că magenii și ăsta e bun. Sunt moarte rapid. Cu jucare, mă gorbă, nu știu, din Dream League Soccer. E foarte bun în Dream League Soccer. Privis. Se mișcă foarte rapid. Oh, acum asta. Radu. Sandone. Andone pentru cojocarel. Blocat și acum. Cojocarel. Perfecti. Dar după cum a început se va părea că va fi un match echipat. Va părea că va fi un match echipat. Știu joc, știu stilul de joc al Irlandei de Nord. E pe contraatac. Norwood 1-0. Incredibil. Incredibil, Irlanda de Nord. Deschide scorul și în acest moment șansele devin mai, un pic mai mici să câștigăm titlul. Un pic, tot 70% am câștigat titlul. Trebuie să facem egal astăzi și încă un egal. Mai trebuie 2 puncte. Ca să facem cu un punct peste cât trebuie, că așa vreau. Doamne, pasez pe tu să... Trebuie, dar prin astea 28 de minute nu prea s-au mai întâmplat foarte multe lucruri. Adică opțiunea a fost rapidă, parcă cam rapid au trecut și minutele. Davis. Meciul la Ugin. Nu cred că s-a dus amândoi. Nu cred mai trebuie să dea Davis. Și e pe poartă! Dacă ne dădea gol, era cam fi în meci. Aia, Andone, că tu ai... Că tu ești foarte bun la chestia asta, să intri în ei. Norwood, autorul golului, sunt moarte, am greșit și Magenis, ești foarte bine. Sunt moarte, Stancu cu jucărel. Popa, hai Popa, hai Popa, hai Popa, hai Popa, hai Popa, Popa, hai Popa. Torge acum, torge, încearcă să creze. Evans, Stancu se dea în primul episod, nu se va ingredir. Ce facem în episodul ăsta? Da, parcă eu joc cam așa foarte ciudat. Trec prea rapid minute, mie și cel puțin așa mi se pare că trec mult prea rapid minute. Nu se prea întâmplă mare lucru prima oară pe ies. Am avut doar vreo 3 ocazii, nu mă așteptam atât de ciudat și cum să fie. Că joc care pasă pe trebuie stâncu. Da, eu joc cam închis în meciul ăsta. Stâncu va fi blocat, da. Cu jucăre, incredibil, poziție excelentă. Cu jucăre la fața asta nu face nimic, într-o poziție în care mi-a spus imposibil de rată asta. Maxim, e greu să saltă și peste asta, a lăsat. Ai mă, Maxime. Come on, Maxime ne atent la fața asta. A respins cum a putut gol la fața asta. Cu jucare pentru Stancu, pentru Popa, a fost foarte Stancu, pentru că zic ce Popa, ce dă Stancu, oh, degeaba. Stancu, blochează bine, sunt martene, unde te duci?
Cu jucărel e roșu. Și penalti? Mai va vitoare, pentru că asta e roșu. Și dacă am dat gol, am avea șanse și de câștig. Maxim, gol! Gol! Și suntem acum favoriți la câștigare. Vreo 64-66 pentru noi, sau chiar 70-30, pentru că iau și roșu. Iau și roșu pe asta, pe final. Și noi avem echipa mai bună pe aici. Popa, ce randone! Pa mă, Gorvan! Așa zic eu, sau Macy Gorvan, cred că se zice. Ia bă, hai să-i luăm mingea, că mai am un joc extrem. Aici, hai mă, că mai avem minute. Bă, acum se desfășoară mai bine jocul. În Irlanda de Nord, 1-1, vreau să Irlanda de Nord. Ai, stancule, astăzi n-ai fost eu inspirat. Singurul inspirat, cred că meciul ăsta a fost cu jucărel. Cred că el a fost singurul inspirat, pentru că el a scos acea lovitură, pe a scos roșu. A mai avut încă vreo două ocazii, adică cred că a avut un meci foarte bun cu jucărel astăzi. Și cu Gaman. Radu, cu jucărel, degeaba. Chiar că puteai ajunge la această minge, stai în partida 1 la 1. Dar și-am câștigat titlul. Avem cu Elveția, și după aia cu Olanda, și după aia cu Suedia, și după aia cu Argentina, și după aia, sper că avem mai puține, na, nici nu mai interesează. Cu Backslider, îmi dă doar banii asta. Meci cu Elveția, totuși, el poate să spui că o jucare, că de ce nu? De altfel, el a fost omul meciului, cred. Meciul ăsta. Meciul cu Irlanda, ăsta va fi meci mai greu. Asta va fi meci mai greu, totuși, mie și mai se pare ce puțin. Mai e bolo. Oh, stai. E un bolo masiv, e un bolo share. Dar e cu bună, e vețină. După avem cu Olanda. Portugal, mai e mai di și de asta. Mi-e frică. Ai, Antonie, dacă erai foarte tânși și te dai la un picior. Berhami pentru Granit Xhaka. Xhaka, bine, Maxi, e foldat, da. Cred că l-a dat, i-a luat peste picioare. Irkish, hai, mă, coșu pe Embolo, gaman, se complică gaman. Și cu Irkish. 0. La fel ca meciul cu Irlanda, îmi pare. Începem un forță, așa, dar... Parcă cam așa, și cred că va fi cam același meci. Meci ăsta. Juru încearcă să blocheze pe stan cu masivul Juru. Care și-a dat autogol pe Portugalia. Stancu! Oameni, ce ai făcut, mă, Stancule? Cu execuția asta. Torje, frumos pentru Floli. Vin, Maxim, cu jocări. Aici trebuie Andunez, el la finalizare, pentru că el se pice la faza de astea foarte bine. El e maestru la faza de astea. Oh, e liber acolo. Kirikesh, unde te uiți? Kirikesh acolo stătea și nici nu-l mai marca. L-așteptai pe cineva să nu se mai ducă. Dar cine se ducă, mă, că el trebuie? Nu mai era nimeni în partea aia. Dar știu că se mai trebuie. Cumani, cu cap, cu Embolo. Embolo nici nu s-a prea luptat în jos. Berhami, Iosef. Locul nostru. Că altfel era 2. Da, nu mai sunt atât de proaspăt. Echipă iarăși sunt de bușul cu Dumnezeu. Da, e același meci ca meciul cu Irlanda, cred că așa va fi și a doua epizod, același meci. Maxim, bine, bine, corect. Deci ești de Liechtenberg. Maxim, ce trebuie, stai cu gol, 1-1. Lângă Cher nu avea nicio șansă. Asta cred. Să vadă, avea câte un ieri, da. Bă, voi să știu eu dacă apar, da? Deci echipa avea voia în Superliga. Întotdeauna până ați văzut 3-7 la echipă. Radu! Doamne, cum a venit tempolul la mingea asta? Cum a intrat tempolul în minge la faza asta? Nu știu, eu chiar nu mă așteptam, sincer. Asta. Sunt gândeam pe sinele să nu-și trimită în poartă. Dar am venit în bolul ca ne-i bolul, mă. Cu jucărele, e greu să treacă de șer, că șer e înaltă, adică e mai bine nu încercăm, ruleta. Șer e numărul 7, pe bune. El poate juca RB. Nu, doar CB. Doamne, hai.
Bueno, pues medio. Doi. Din cortele, două cortele, vreți ia și s-a cam terminat meciul de data asta, pentru că ne-au dat cu repriza două, pare cam așa. Stancu. Doar 2 minute au stat elvețienii cu un avantaj. Nu mai e deloc terminat meciul, acum nu știu ce să zic, dar nu știu. Sunt 50-50 șanse pentru victoria fiecare. Dar cred că noi pornim la motivații. Dar e greu, greșim cam mult în apărare în ultimul timp. Chirichiș mă cam dezamăgește, Gămani, ce care jucă cel mai bine în apărare, folta să multe. Faultați în Martean la fază asta. No, nu știu ce a făcut arbitru la fază asta. Stancu! Hedric, Stancu! Super execuție! Hedric pentru Stancu, incredibil. Hedricul Stancu pare, nu știu, foarte frumos Hedricul Stancu. Care aduce România. O surclasează pe elveții. Stancu surclasează elveții. Aici doar somora să-l pănânce, că și eu acum a fost șupă. Și trebuie pentru Stancu. Ah, suminge, a fost prea să suminge. Asta nu-i vina lui Insenă, înseamnă că a fost prea împitic. Să zicem așa, Popa cu jur. Cum pula mea să ia, mă? Po, uite, mă, cum se face. Asta, cojocă, ba. Da, atunci era greu și doar, eu acolo că era... Totul mai în parte unde trebuie să șteze, Gaman, fii atent, Gaman, fii atent că te omor. Că te și tu să mă atent. Oh, Radu. Radu! Bine să mă atent, așa. Hai, Andone, cu jurul, e greu. O, bine, oh, nu, nu, nu. Andone, bine. Nu știu de hai, cu al patrui gol, alu Stancu. Stancu, trece și deșe, Stancu, apură să nu. Fabulos meciul lui Stancu, totuși top 5 șuturi, 3 goluri Stancu, se termina 3-2, deci Elveția a condus de fiecare dată până să facem 3-2, a condus de 2 ori, noi doar o dată și tot dacă știu. La meci cu Olanda, ultimul meci care îl jucăm în acest video. Da, meciul ăsta că Elveția și cu Irlanda a fost de reveniri, mai adică, oameni, dar și acum pe rupă măcar. Cred că joacă Reme. Da, joacă Reme, am ghicit. Dorje. Dorje. Nu, 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 să nu te prind, să nu te prind. Nu fugi tu, mă, de mine. Uite, mă, cum l-a driblat pe Găman. De că nici n-a driblat Găman să... Doar să speria când l-a văzut. Când i-a văzut ochii, cred că s-a speriat. Hai. Hai, mă, stai, hai, cred că e bine. Prea ușor. Oh, bă, ai să fie o pasă foarte frumos. Oh, bă, bă, totuși, ce să cam dus prost. Amici, asta cu o jucăre el cu Strootman. Băi, incredibil, băiat. Acum am zis, hai, mă, totuși, cu o jucăre el, întoarce măcar, amici. Mamă. Dar ce m-a zis, jucători olandezi, nici aici, aici, nu știu, dar, dacă Roma, hai că m-am cunosc, că m-am rost, nu știi că... Dost! Doamne! Aia a fost o bombă! Nu se gândea că poate da și încet. Că era atât de aproape. Nu poate avem noi mijlocași care știu să facă brazil. E bine asta. Înțeleg că sunt foarte tehnici, se mai tăi și Maxi. Maxi în ce trai Stancu! O, schiena te-am spus. Neapărat, a fost minunea rebară. Schneider. Pentru Van Dijk. Snyder e acum la Nice. Adică, nu știu. Dostu. Mă, Gămani. E doar greșeala aia care ai mai avut-o. Cu Dostu și e greu, dar și Gămani mi-a jucat-o foarte înalt. Mai grijă, rup, nu. Nu, bine, mă, Maxim. Da, rup, Maxim e de profilul Robin. Ha, mă, că Dostu n-are nicio șansă să te urmărească. Dar pe să te plasează. Mă, ala Alexandru Maxim. Eu am vrut noul Budescu.
Aici, portarul, nu cred că e vina portarului, aici cred că e doar nebunia lui Maxim la faza asta. Nu știu, dar cred că i-a văzut multe meciuri Budescu și s-a gândit, bă, stai să fiu și eu nebun. Eu am vrut să dau șut, dar da, cream că, pentru că cream că doar va centra, va da o centrare, doar mai puternică, asta cred că înseamnă șut din acest pe moment. Doji, ce trebuie, cu o jocăre, nici o șansă, cu bandișc. Maxim, nu e făcut. Oh, bine, și eu avem ultima fază. Doar ce... Andone, Andone... Corner. Direct din corner. Ah. Nu merge așa. Dacă mai vedea direct din corner... Te omor, Stancule! Nu știi să profiți de o asemenea gafă? Stancu. Maxim. Da, n-a prea fost vreo presiune. Direct. E supărat. Blind, el n-a fost activ totuși, cred că el a... Păi mi-i spart culoarea totuși, n-a jucat deloc rău, deci ăsta. Păi mi-i spart mai blind problema, în flancul stâng nu se joacă. Doar la Robins și la dos se joacă. Oh, da, și n-ai de un flancul stâng, dar până aia, el nu știe să joace, doar central știe. Ah, vreau să mai dau o dată, nu știu ce. Da, să mă încerc să mai dau cum a dat să Maxim. Ori meci viitoare, ori meciul ăsta mai încerc o dată. Aș fi nebun, dar... na. Ai, mă. Ce intervenție bun la Cojucărel. Și s-a întors complet bine. Torje, torje. Florinel pentru torje. Torje din această poziție, oare va nimeni poartă torje? Nici pe aproape. Nici o presiune. Da, mă așteptam să centreze tot așa foarte puternic la golul lui Sămărtean. Nu mă așteptam să fie chiar și pe poartă. Da, s-a uitat la Budescu atâția ani, deci... Trei din flacul ăla, altul măcar am scos tot. Iarăși pe poartă. Dacă moale centrarea asta, adică eu vreau măcar la bala a doua să se ducă, chiar n-am dat-o la mișto. Și am dat și să se ducă la max, dar păi a nimica, nimica, nimica. Ai din flacul ăla, poate vom meri. Iarăși din flacul drept. Ce că se dau mai bine, bine stai cu... Pentru Popa. Popa, stai să mai pozi mai de centrare, Popa. E blind acolo. Hai Popa cu bandici. Ai, mă, era pe plac. Da, nu cred că mă mai comenta, că mă doare deja gâtul, nu vă mai comenta, deci... Hai. Ai, e bun. Bine. Dar și că asta a fost episodul. La revedere. M-a plictisit deja. A, a, a.